Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Preacuvioase Părinte, preacucernici părinți, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta minunată. Am avut impresia că suntem la o școală biblică. Așa de mult și de frumos a vorbit despre Evanghelia zilei de astăzi, despre existența Raiului și a Iadului, despre viața după moarte. Aș dori să încheiem, dar în două minute vreau să mai spun și eu un lucru. Am văzut la sfârșitul Evangheliei, în acel dialog, că bogatul îi zice părintului Avram, zice, nu părinte Avrame, ci dacă cineva din morți se va duce la ei, se vor pocăi. Cunoaștem că în zilele noastre foarte mulți oameni, chiar credincioși de-ai bisericii, și eu am întâlnit, spre surprinderea mea, lucrul acesta, că o credincioasă la un moment dat îmi spune, eu credeam că este credincioasă, pentru că veneam fiecare duminică la biserică. Îmi spune, părinte, apoi zice, n-a venit nimeni de acolo ca să știm cum va fi. Și s-a amintit aici că Mântuitorul Hristos a înviat morți și chiar El însuși a înviat. Dar aș dori să închei cu o întâmplare pe care am citit-o zilele acestea, ce s-a petrecut în, cred că în Bucovina, în 1930 și ceva. Zice că a murit o tânără de 20 de ani și după 3 zile, așa cum este rânduiala, i-au făcut slujba înmormântării. Dar în timpul slujbei, zice că fata s-a trezit din morți, a revenit la viață și a strigat după părintele, părinte, nu-ți fie frică, apropie-te, că trebuie să spun ceva. Și fata și-a mărturisit un păcat pe care îl făcuse cu un cioban, păcatul desfrânării, și nu numai atât, după aceea, rămânând însărcinată, a făcut avort și așadar a omorât copilul. Ce s-a întâmplat? Fata era foarte credincioasă, avea o evlavie deosebită la Maica Domnului. Și dacă a murit, nu s-a putut mântui, pentru că ne-a spus Părintele Pimen că nimic întinat și necurat nu poate să intre în împărăția cerurilor. Și pentru că ea a fost o fată credincioasă, dar păcatul acesta nu l-a mărturisit de rușine, niciodată, Maica Domnului zice că a mijlocit la Mântuitorul Hristos ca să-i dea voie să se întoarcă câteva clipe înapoi în trup să-și mărturisească păcatul acesta. Și Dumnezeu i-a rânduit și iată cum cineva din morți s-a întors printre noi cei vii ca să ne demonstreze, să ne arate că există ceva după moarte. Și noi tot nu ne pocăim. Îi răspunde Părintele Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede chiar dacă ar învia cineva dintre morți. Cât s-au pocăit oare din satul acela? Cred că astăzi încă mai sunt martori care au trăit acest eveniment, pentru că s-a petrecut în 1930 și ceva. Și cei care au fost la acea mormântare s-ar putea să mai trăiască dintre ei astăzi. Iată că mai sunt cazuri când astăzi înviază oameni din morți, tocmai ca noi să credem că există viață după moarte. Câți oameni credem cu adevărat lucrul acesta? Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dupămasă minunată. Mulțumim părinților care au venit în mijlocul nostru. Mulțumim tuturor fraților de la Sibiu, Brașov, Baia Mare, Cluj, Dej, din toate părțile, din Moldova. Mulțumim tuturor, mulțumim și celor care ați venit din împrejurimile Bistriței. Și cei care poate sunteți pentru prima dată, vreau să știți că în fiecare duminică, după ora 5, după vecernie, noi frații de la Oastea Domnului ne întâlnim aici, la Biserica Sfânta Ana. Vă așteptăm
cu mare drag să veniți, să mai veniți și altă dată, în fiecare duminică, dacă aveți dragoste și plăcere. Acum vom face rugăciunea de încheiere. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să vă răspătească fiecăruia osteneala și răbdarea pe care ați avut-o. Părintele Florinel și sora Crenguța vor face rugăciunea de încheiere.